Să joci ceea ce americanii numesc bad guy, e cu atât mai complicat cu cât prin profesia pe care ne-am ales-o slujim binele și frumosul. Dar până la urmă, de asta ne-am ales profesia asta, ca să putem să fim mai mulți, să trăim mai multe destine, să zgândărim ludicul și histrionicul din noi. Atâta vreme cât ești în căutări și zgârmi după ludic, ai toate șansele să-l și găsești. Până la urmă, am învățat în teatru că procesul e mult mai important decât rezultatul, căutările, zbuciumul, arderea, lupta. Am mai învățat că personajele n-au citit piesa și atunci nu știi ce o să se întâmple în actul 3. Joci ceea ce se întâmplă în actul 1, joci situația. Ori în momentul în care situația îți e foarte clară, îți e foarte coerent, insuflată, povestită, zugrăvită de către demiurg, și aici îl numesc pe regizor, atunci e foarte simplu să te ții de personaj, să-ți construiești rolul, hai să-i spunem. Iar în momentul când ai un partener, în momentul în care ai în ochii cui te uita, apare acel britanic taken and given, în care ți se dă ceva, când ți se dă, și mulțumesc Bogdan, mi s-a dat, încasezi, procesezi pe unitate de timp scurtă, pentru că de asta ne-am antrenat în școala de măscărici, și dai mai departe. Acum, cât de credibil poți să fii pentru ochiul din sală, mai ține și de lumină, mai ține și de operator, mai ține de atâtea și atâtea persoane care sunt în jur. I-am rugat pe toți să fie liniște și să ne respecte momentul ăla, pentru că ăla chiar e un moment greu din film. Cum să-ți spună unul, m-am dus la înmormântarea mamei? Ai mă, termină cu tâmpeniile! Ce e asta? Dar dacă lucrurile astea s-au întâmplat, cu adevărat? Ce s-a întâmplat? Dacă omul ăsta a plecat și a apărut. Suntem oameni, nu ni se întâmplă. Cum reacționezi când ți se spune lucrul ăsta? E prima dată când auzi lucrul ăsta. A fost acasă, păi dar tu stai în Apuseni. E atât de greu, e pe muchie să nu exagerezi, să nu pleci, pentru că e ridicol. Poți oricând să cazi în ridicol. Dar asta înseamnă, pentru, e ca în iubire, trebuie doi. El probabil citea, apropo de privit un suflet omului, el știa că doar o să ridic mâna asupra lui și nu o să-l lovesc. Da. Asta se și... Am și încercat... De asta spuneam că e... Living on the edge, cum se spune. Că n-ai... Nu, îl plezneai, ok. Și asta era la prima mână. Dacă îl plezneai. Cred că mult mai constructiv era gestul ăla să nu fie dus până la capăt. Omul ăla să nu se uite. Se uite cu aceeași blândețe diafană și asta să-l oprească pe torționar, pe brigadier, pe deținutul de drept comun, care până la urmă încerca și el să scape mai repede de acolo. Nu știu, omorâse, furase. A zis că dacă e rău, scapă. Asta făceau, de fapt, brigadierii. Veneau din alte zone decât, nu erau nici studenți la Politehnică, nu erau nici profesori universitari, nu erau nici preoți cu școală. Ați văzut, mai există un personaj făcut extraordinar de colegul meu, Ion Grosu, care nu mă bate, pe ăsta îl bate cu bâta, pe ăsta îl bate cu picioarele ca un animal. Astea sunt lucruri și astea s-au întâmplat până la urmă. S-au întâmplat pentru că există oameni care au pățit lucruri sau oameni care le-au văzut. Este important să nu-ți uiți istoria, să nu-ți uiți rădăcinile, că dacă n-ai rădăcini nu mai poți să crești, nu mai poți să evoluezi. Azi dimineață notam la piscină și mă gândeam, Doamne, dacă aș fi acum în granița turco-siriană și aș fi un curd. Ăsta a fost gândul
care mie mi-a trecut azi dimineață prin cap, în timp ce înnotam la piscina hotelului București. Știind că după ce not, o să vin aici la un film despre, în care e vorba despre lucruri care chiar s-au întâmplat. Cât de fericiți suntem că putem să înnotăm dimineața. Catherine Hepburn, fiind întrebată la un moment dat de jurnaliști cum ați luat 4 Oscaruri, a zis, n-am făcut nimic, am fost la locul potrivit în momentul potrivit. Și întâlnirea joacă un rol esențial în viețile oamenilor. Eu am jucat într-un spectacol de teatru care a avut premiera la Sala Dales, în regia lui Gavril Pinte, unde am avut bucuria să joc alături de doamna Maria Ploaie. Spectacolul s-a jucat o singură dată. E, norocul meu a fost că în sală era normal să fie și soțul doamnei Maria Ploaie. Și m-a văzut. Am jucat un securist, normal. Un torționar. Ah, pe Sander l-a jucat. Văzându-mă în acest spectacol... Nu știu despre ce. S-a jucat o singură dată. O singură dată și l-a îngropat. L-a îngropat spectacolul, îmi pare tare, tare rău. Și-a repetat... După asta am primit telefonul și domnul Mărgineanu a știut ce partitură mi s-ar potrivi. A zis, bă, ăsta e actorul, gata. Și mi-am dus, am semnat contractul și am povestit despre cum o să fie brigadierul torționar. De asta zic, să fii într-un loc în momentul în care trebuie, sau e chestie de șansă, de karmă, de Dumnezeu, de... Odată s-a jucat, da. E, în seara aia a fost în sală regizorul. E catch the train. Există regizori care doar văd un actor intrând pe scenă și spune bună ziua. Și știu că e ăla. Nu trebuie să faci spagat pe 2 scaune sau să spui 20 de monologuri sau poezii. E chimie. La nivelul ăsta, cred. Orice actor cred că își dorește căutarea și ar alege căutarea. În detrimentul unui tiran și cu succes și cu succes de box office. E important să sapi în tine și să cauți. Până la urmă, la cum trăim acum și cât de mare dușman e timpul, nici în teatru, nici în film nu mai stă nimeni, că nu e timp. Și atunci distribuim pe ăla că e așa, pe aia că e așa și mergem la suprafață. Nu mai are nimeni timp fizic să stea și să discute și să sondeze în tine zonele alea de inconștient, de subconștient, în care tu cauți. Stai în bucătăria ta de actor, cu creuzetul tău, cu laboratorul tău, în care nu e timp, trebuie să fie premiera marți și filmul să aibă că ăsta e bugetul și normal că ne-am dorit să fim acolo la săpat și la căutat și la dat cu capul de calorifer, că procesul, v-am spus, e mai important decât rezultatul. Când te cauți, când te găsești, e mai important decât ce iese. Ce iese deja e publicul care receptează mii de feluri. Mesajul.